și bătută și cu banii luați. Cam așa s-a rezumat în câteva cuvinte pățania unei prostituate. Conform Curier.ro, tânăra în vârstă de 20 de ani a negociat cu un client pentru o partidă de sex. După ce s-a bucurat de prestația fetei, clientul i-a furat banii. Nu doar ce plătise el, ci toată răsplata pentru munca ei din ziua respectivă. Acest incident s-a întâmplat într-un apartament din Pitești. Tânăra în vârstă de 20 de ani, originară din Moșoaia, practica cea mai veche meserie din lume. Fata este una cu pretenții și pentru jobul ei a închiriat un apartament în Pitești, în regim hotelier, acolo unde își primește clienții. Tânăra a negociat cu Mihai, în vârstă de 32 de ani din Pitești, o partidă de sex pentru suma de 200 de lei. Bărbatul s-a dus, s-a bucurat de serviciile oferite de fată și a plătit. A văzut unde își ținea banii și, într-un moment, profitând de neatenția ei, a sustras suma totală de 800 de lei, care includea și plata lui. A fost văzut de prostituată, care a intervenit moment în care bărbatul a lovit-o și a părăsit locuința. Fata a sunat la 112 și a reclamat că a fost tâlhărită de un necunoscut. Polițiștii din cadrul Biroului Investigației Criminale Pitești, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Pitești, au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. L-au identificat pe autor ca fiind Mihai și l-au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Piteșteanul a fost dus la judecătoria Pitești cu propunerea arestării preventive. Judecătorul a admis cererea și a emis pe numele acestuia un mandat de arestare pentru 10 zile, relatează Curier.ro.